Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Salutare tuturor, suntem la Curtea Veche Publishing alături de Bianca Andreescu. E o surpriză pentru mine, așa ne-a luat valul pe toți, vine Bianca Andreescu în România. Imediat o să vă spunem și de ce, de fapt trebuie să vă arăt. E o carte pe care am și citit-o, da? Și e o carte foarte simpatică, foarte tare și extraordinară pentru toți cei care aveți copii, dar nu numai pentru copii. Salutare! Salutare. De când ai mai fost în România? Am fost în iulie de anul ăsta, da. Mereu încerc să vin în România pentru că am toată familia aici. Ce înseamnă toată familia? Bunici? Bunicii, unchii, da. Toți, cousins, toți. Toți sunt aici. Da. Am zis de la început, să știți, Bianca face un switch între română, pe care o vorbește bine, da. Și engleză, pentru că în rest când nu ești acasă, toată lumea din jurul tău vorbește. De fapt, unde mai stai acum? Eu locuiesc în Monaco, dar sunt în Toronto, sunt în România, dar unde mă duc e engleză. Dar văd mulți români pe unde mă duc, cu steagul român, și e foarte frumos. Și câteodată dau și interviuri în română. Te cunoaște? A alătrat Coco. Unul dintre personajele cărții. Da. Să vină și ea. Da, da, poate să vină și ea. Că da. e personaj în carte. Dacă îi dați drumul, okay. Mama și tata, dacă îi dați drumul, suntem și cu mama și cu tata. Vă povestim imediat. Să vedem dacă vine. Te recunosc românii pe unde mergi. Da. Te bucuri? Ai susținerea tot globul pământ, se vede din Canada? Chiar am, când mă duc oriunde în lume, da, văd mulți canadieni, dar chiar văd mai mulți români oriunde este, în North America, în Asia, oriunde, mereu este un român sau o româncă cu un steag român și pentru mine mă face foarte fericită pentru că sângele meu este român și am avut multă viață aici în România. Cât ai stat în România? Ai numărat vreodată? Da, am venit pe la 6-7 ani și am stat vreo 2 ani și am făcut și școala aici și chiar aici am început să joc tenisul, în Pitești, unde locuia mama. Deci aici ai pus bazele, cum s-ar spune. Da, da, în România. Dar bănuiesc că cel mai important pentru tine e programul de tenis din Canada. E mult diferit față de ceea ce se face în România? Eu nu pot să comentez prea mult pentru că m-am întors în Canada când aveam 10-11 ani și acolo știu tenisul. N-am mai venit aici în România să mă antrenez prea mult. Am stat în Canada și Tennis Canada mi-au dat chiar foarte mult să împlinesc visele mele. Știi că aici în România a fost o dezbatere și oamenii au spus: ia uite ce a scos programul de tenis canadian pentru o româncă. Românii te consideră româncă, asta da. Este... Asta e la chestia. Inimă da. Sunt româncă. Și s-a spus așa la oameni, zice, dacă rămânea în România, n-ar fi reușit atât de bine. E un sentiment pe care l-ai pentru că de acum cunoști lumea asta a sportului. Nu prea mult. Not as much as you think. Pentru că eu doar am făcut tenisul în Canada. Dar acum vezi pe Sorana Kirsta, Simona Halep au făcut foarte mult în tenis și au stat aici, în România. Și eu nu pot să zic dacă stăteam în România, nu deveneam ce sunt acum sau ce am accomplished acum. Eu nu pot să comentez la asta, doar sunt foarte grateful că Canada mi-a dat ce mi-a dat. Dar nu pot să comentez. Ești populară, ești extrem de populară în Canada, bănuiesc. Da, dar chiar mai mult în România. Chiar mai mult în România. E foarte interesant așa, să te bucuri de susținerea a două nații. Da, e foarte frumos. Nu toată lumea are oportunitatea asta. Și eu am și sunt foarte, nu știu cum se zice, grateful în România. Recunoscătoare pentru asta. Sunteți două, de fapt, tu și Emma Răducanu. Da, exact.
Apropo, ați vorbit vreodată în românește tu cu Emma Răducan? Nu, n-am vorbit în românește, nu. Vorbiți în dar engleză. Dar am văzut că a vorbit în... Vorbește, vorbește. Da, nu, da. Nu vorbește public, dar vorbește. Da, exact. Am aflat. Vorbește tot așa cu... Am văzut pe social media, da. Cu tatăl ei. Dar voi, româncele din circuit, vorbiți între voi? Sunteți da, câteodată. Da? E greu, pentru că avem viețele noastre și este greu să programez hai să zicem a dinner like da a dinner sau o cină, da. Da, pentru că eu poate joc la 11 și Sorana joacă la 4 la 16. Și este greu să facem programare așa, dar când ne vedem vorbim un pic. În română. Da. Asta e și foarte... acolo repetez și eu română câteodată. Asta e foarte frumos. Dar acasă ce vorbiți, Bianca? Vorbiți română sau... Amândouă. Facem o mixtură de engleză și română, da. Și la Monaco, în Franța, ești obligată să știi franceză? Bă. Nu e obligată, da. Dar francezii îi plac când vorbești franceza, când vorbești limba de... Lor. Câte vreme ai stat? Încerc, dar e greu. Câte vreme ai stat în Canada, ai prins ceva franceză, voi stăteați în partea engleză, cum da, ar fi? Da, în Ontario. Dar la școală este nevoie să iei franceza. Trebuie să o iei pentru 5 ani și după aia poți să alegi dacă vrei să continui sau nu. Hai să trecem un pic la carte, pentru că m-am uitat în carte și nu știam la ce să mă aștept. Ok. Și am descoperit niște lucruri care mi se par foarte importante și unde tu ai fost foarte deschisă în ceea ce ai scris. Și cartea e, îi spune, e o biografia ta, așa să o interpretăm? E o biografie? Da, este. Tot ce s-a întâmplat în carte s-a întâmplat la mine în viață. Deci este o carte despre tine scrisă pe înțelesul copiilor. Da. Hai să mă uit un pic aici. Am văzut un pic de suferință, pentru că tu te-ai apucat de tenis de vreme în viață, după care ai făcut tenis în timp ce mergeai la școală și a apărut, cum să zic, un pic de invidie din partea colegilor. Am simțit așa printre rânduri. Un pic, da. Veneam cu geanta de tenis, cu... care am rachete și era o geantă mare și mi-a fost embarrassed, cum se zice. A fost jenă, da. Da, să aduc geanta asta mare și copiii se uita la mine cam ciudat și nu mi-a plăcut. M-am simțit... nu m-am simțit bine. Ai fost dată deoparte de grup? Cu câțiva copii, da, dar am avut două fete care m-am înțeles foarte bine și m-au ajutat foarte mult la lucrurile care... Cum treci? Că bănuiesc că ăsta e scopul cărții, ca mulți alți copii să învețe din ceea ce ai simțit tu. Cum treci de un astfel de moment în care nici măcar adolescent nu ești? Ești da, 12 ani? Sportul chiar m-a... made me grow up very fast. Și da, m-am dus, I went through this, dar și cu o accidentare la școală mi-am twisted glezna. Da, văzut că scrii despre asta. Și chiar atunci am început să joc tenisul și dar poate un an sau doi. Și atunci nu am mai vrut să joc pentru că nu puteam să joc, cred că a fost 6 luni și am fost foarte stresată și necăjită că nu puteam să joc tenisul, sportul care l-am iubit foarte mult și am zis că nu mai vreau să joc, dar mama este foarte into tot ce e mental, meditație, vizualizare și asta m-a ajutat foarte mult ca să overcome ce am făcut. Faci meditație?
Da, în fiecare zi. În fiecare zi? În fiecare zi. Dar și dacă e 5 minute, 10 minute, nu trebuie mult. Trebuie să le explici un pic oamenilor ce înseamnă asta. Scrie și în carte. Da. Deci în carte tu explici și dai exemple despre cum procedezi. Da. Și îmi dau seama că pot face și unii copii ca să le treacă anxietatea. Da. Cum procedezi? Cum funcționează de fapt? Da, pentru mine ce-a mers cel mai mult, aveam 11, 10 sau 11 de ani, mama m-a învățat o meditație de gratitude. De mulțumire, și, da? De mulțumire, da. Și doar stai pe un loc și respiri. Foarte încet și când te simți relaxată și știu că nu e ușor să te simți relaxată când ai multe gânduri în minte, dar ce e important este să vii la momentul prezent, cât mai poți. Și după ce ești în momentul ăla, simți toate emoțiile care le simți pentru ce îți place sau pentru ce ești mulțumit. Și pentru mine a fost tenisul, a fost familia, a fost în carte, cred că a fost sarmalele, mâncarea, da. Și e factual, când ești în momentul de mulțumire, se fac endorfii în corp. Apare endorfine, da. Da. Și asta e foarte, foarte bine pentru mentalul oamenilor. Și asta este cea mai ușoară, hai să zic, meditație care m-a învățat mama. Uite, mi-a învățat și eu 5 ceva minute, astăzi. Doar trebuie să... Nu nici 2 minute. Oriunde ești. Poate să... Oriunde ești. Oriunde ești, te oprești, da. Și... Da. Dar trebuie să poți respir, să pui, nu? Niște muzică, okay. Și... Și ai și o tehnică de respirație, nu? Bănuiesc. Da, este... Sunt diferite modeluri, dar mie îmi place foarte mult inhale pentru 4, ții pentru 2 și exhale pentru 6. Deci secunde. 4, 2, 6 secunde, da. S-a spart Coco. Care-i povestea? Poate vrea să vină la mine, înceapă. Da-ți-i drumul. Care-i povestea lui Coco? Coco. Am luat-o când aveam... 18 ani și ea acum are 5 ani. Acum 5 ani și a venit în viața noastră când am pierdut cățelul nostru, cățelul meu de childhood. Avea 13 ani, era un bișon. În România am luat-o pe Jessica, o chema. Și Coco a venit în viața noastră chiar la un timp care... N-a trebuit. Doar așa. Nu știu, nu chiar mai știu cum a venit în viața noastră, dar da, e bucuria noastră, o iubim foarte mult și ea ne iubește foarte mult și mă ajută și ea. Chiar în timpul meciurile, mereu când vin părinții, o aduc pe Coco, că Coco e mică și nu poate să stea singură, e mereu cu mama. Mereu când mă uit la ea, mă calmează foarte mult. E o tehnică. Da, Coco poate. Vine la stadion, câteodată, da? Da, are voie să vină. Ce tare, nu? Da. Început, da. Și stă în geanta ei și câteodată mama o ține în sus și mă uit la ea și, da, îmi revin. Asta hai să zic. Te încarcă de energie. Da, exact. Vă iubiți, da. Vă iubiți. Hai să vedem dacă... Da, dacă Coco, vine aici, Cuțu. Hai, Cuțu. Ia. A, deci știe în românește, ați remarcat, că știe cuțu, nu în engleză. Știe și engleza. Știe și engleza. Vorbim amândouă limbi cu ea. Da. E foarte frumoasă. Da. E foarte frumoasă. Plus. Și e și... Da. Deci a prins titlul de campioană, dumneei. Adică te-a ajutat exact, m-a ajutat. Oh, gata, atât? Da. Vrea la mama. Atât. Vrea la mama. Se lipește mai mult de mama ta decât de tine, nu? Sau? Da, mereu e cu mama. E greu că eu... travel mult. Călătorești, da. Mereu uit cuvântul. Da. Mereu călătoresc și da, știe că mami niciodată nu o lasă. De fapt, cât e superstarul. Eu nu sunt nimica. Ea e superstarul. Cât e muncă?
Cât înseamnă, de fapt, muncă în viața unui sportiv profesionist la nivelul ăsta? Câte ore îți petreci pe zi pe un teren, în sală? Știu eu. Mereu am experimentat pentru ce este bine pentru mine. Când eram mică, eu mă antrenam odată înainte de școală, vreo oră, o oră jumate, și după aia mă duceam la școală pentru câteva ore, 3-4 ore, și după aia, după școală, mă duceam iară la tenis pentru o oră jumate și făceam și fitness-ul, făceam și în gym, să lift weights sau să alerg. Și acum depinde cum mă simt, a little bit cum mă simt, pentru că am fost cu multe accidentări și nu vreau să overtrain. Și asta pentru mine, cred că am făcut prea mult. Vreodată când eram 15 sau 16, eu mă antrenam, cred că prea mult, vreo 5-6 ore pe zi, a fost prea mult, și chiar încurajez copiii să nu se antreneze așa de mult, pentru că nici n-ai o viață când te antrenezi așa de mult. Și când ești în copilărie, eu cred că este important să aibă și cu prietenii, să se ducă la film sau să facă din astea chestii ca un mic adult. Dar acum o să zic 2 ore, 2 ore jumate pe zi și 1 oră fitness. Nu prea mult fac. Okay. Pentru că mereu sunt accidentată. E chiar... Anul ăsta ai avut accidentări, da, grele, ca să zic așa. Da. Ești bine? În ce moment ești al sănătății tale fizice? Da. Chiar și acum sunt accidentată, dar din zi în zi se face mult mai bine, este spatele, și sper că o să fiu pe teren foarte, foarte repede, dar nu știu încă când o să vin. Eu sper că Australian Open o să fie turneul care vine. Scopul tău înapoi. E să prinzi turneele dinainte de Australian Open. Da, exact. Și Australian Open. În momentele astea grele, ai avut o accidentare chiar mai dureroasă decât spatele. Și da. Glezna. Glezna. Cum treci? Mental întreb. Pentru că fizic, sigur, sunt oameni care te ajută, sunt doctori, sunt tehnologii. Astăzi treci peste chestiunea asta. Cum rezolvi ceea ce se întâmplă în mintea ta? Da, mentalul m-a ajutat foarte mult. Da, când se întâmplă este foarte dureros și este dureros pentru multe zile. Și atunci sunt foarte negativă, dar trebuie să îmi amintesc că dacă stau în negativitate, nu o să mă ajută, și mereu I live my life cu Dumnezeu. Am foarte multă încredere în Dumnezeu și mereu îmi zic, Dumnezeu are un plan pentru mine, și mă uit la toate pozitiv. Încerc, știu că este greu, dar aceasta mă ajută foarte mult, și părinții, susținerea părinților mă ajută foarte mult. Spuneai așa la un moment dat într-un interviu pentru BBC că ai avut momente grele, mental vorbind, da, mai ales după ce nu ți-au mai ieșit victoriile în șir, și că spuneai tu, eram șocată, mă gândeam că mă și las. Și cum treci de momente din astea? Da, cred că a fost în 2021, în octombrie, când am vrut să renunț la sport. Am avut un greu an în 2020 și în 2021 până am luat o pauză.
O să zic în engleză, că e mult mai ușor, că este... Poți să explin, explinez... This is no problem. Da. Anyways. Yeah, I went through a very, very hard time in 2021 because I felt that I was identifying myself too much with my wins and my losses. When I would lose, I would be very miserable. I would cry for days. And even when I would win, I wouldn't feel as happy. Yes, I was happy, but not as happy as I normally am. And I wasn't having fun on the court. I wasn't enjoying myself. And I felt guilty in a way for feeling like this because, you know, I have such a beautiful life. I have amazing parents, amazing friends, and why am I feeling like this? And I told myself I can't continue. Maybe it's the sport. Maybe I'm just not meant to play the sport. I'm not strong enough. And then, yeah, I took the break. I said I can't continue like this, whether it's for myself or for everybody around me. And chiar atunci am început să fac dansul, am făcut muzică, am făcut martial arts, am voluntariat la multe cazuri bune și asta, I went back to why I'm playing this sport and misiunea mea este să ajut oamenii, copiii, dacă este prin social media, prin vorbă, prin interviuri ca acesta. Și sportul, da, e acolo. Trebuie să joc sportul ca să am oportunitatea aceasta. Vai, româna mea și engleza mea! Că eu mă gândesc în engleză și după aia vorbesc în română și este... Trebuie să traduci. Da. Două minute te mai țin. Aproape groaznic. Dar... Am vorbit cu Ana Bogdan acum două săptămâni înainte de Transilvania Open, care mi-a spus că exact din același motiv a luat și ea o pauză. Da. S-a lăsat 45 de zile. Da. Fără gândul de a se mai întoarce. Uh-huh. A trecut prin niște experiențe, după care s-a întors cu fix același lucru. Și ea are 30 de ani, tu ai 23. Deci asta înseamnă că e un semn de maturitate foarte sănătoasă. Așa vreau să cred. Și oricine, zic iară în engleză. I don't believe that showing your need for help or wanting to give up as a weakness. I actually think it's more of a strength that you're able to recognize, să recunoști ce... like what you're going through. Dar eu n-am știut asta despre Ana Bogdan și chiar if more and more people can talk openly about mental health, because in a way it's invisible because you could just put a smile on your face and you can just fake it, basically. You fake it till you make it, but it's a really serious issue and a lot of problems, whether it's physical or in your life, it really stems from your mental health. And I have much respect for people that speak openly about it. Poate că despre asta e și cartea asta. Spuneai că ai o misiune legată de copii, de transmiterea gândurilor bune și a încrederii, bănuiesc, nu? Asta da, e o carte despre încredere, adică da. Bibi joacă. Bibi e un nickname al tău? Da, Bibi e un nickname al meu, da. Cine spune Bibi acasă? Părinții mereu îmi ziceau și câțiva copii la școală nu putea să zică Bianca și îmi ziceau Bibi. Și ideea a venit de la cine? Să ai o carte pentru copii care să fie sub semnătura ta? A fost ideea tu? Mea. Da, aveam un vis la 15 ani că am scris o carte, dar nu mi-a amintit ce am făcut. Și i-am spus lui mama și a zis, de ce nu? Dar atunci n-am avut multe să zic. Dar, you know, fast forward, 2019, m-am dus cu accidentările și am câștigat și US Open și am zis, poate acum este timpul să fac ceva bine pentru copii. Și mi-am amintit de vis și
m-am dus cu visul, basically. Și am citit, am scris cartea. Foarte tare. Și cât ți-a luat să scrii? A început în 2020 și am fost pe telefon cu cu mulți ghostwriters și editori și eu nu am scris cartea, dar eu am fost pe telefon cu... Ai vorbit-o. Am vorbit-o, da. Și ea apare și în engleză? Da, a început în engleză și am vrut să fac și în română. Mi se pare foarte tare. Dacă e să desprinzi un sfat, o idee pe care un tânăr atlet sau un copil care, mă rog, trăiește sentimentele pe care le-ai avut la școală, da, care ar fi ideea cu care trebuie să pleci? Da, să nu renunțe la visele lor și să știe că mentalul e foarte important și dacă pot copiii să încep când sunt copii. Și Coco zice... E de acord. E de acord cu asta. Să știu că totul începe când ești un copil. Și dacă pot ei să încep să facă vizualizare sau meditație sau doar să aibă awareness că mentalul e foarte important... Aceasta cred că o să fie cea mai multă beneficiu. Mulțumesc tare mult, mi-a plăcut tare mult. Mulțumesc. Și pare bine că te-am cunoscut. Baftă și să ajungi sănătoasă la Melbourne. Mulțumesc, mi-a părut foarte bine. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.